În acest video o să discutăm despre condiționările în anxietate. Și mi-a venit această idee în timp ce îmi beam cafeaua și mi-am adus aminte ceva ce am citit pe internet zilele trecute, când am căutat în engleză cum să-ți depășești anxietatea. Am dat un search pe Google în engleză și am găsit o listă de recomandări pentru tine, pe care probabil le găsești în general pe internet și pe care poate le-ai și aplicat, legate de ce trebuie să faci sau ce nu trebuie să faci ca să-ți depășești anxietatea. Toată acea listă de recomandări pentru tine erau condiționări. Îți creșteau și mai mult anxietatea. O să-ți explic imediat. Spre exemplu, erai învățat că nu ai voie să bei cafea dacă ești o persoană cu anxietate. Că trebuie să eviți să bei cafea. Că trebuie să nu bei alcool. Trebuie să nu fumezi. Trebuie să faci anumite exerciții. Trebuie să eviți alte lucruri. Tot ceea ce erai învățat acolo, pe tine te condiționa ca în prezența sau în absența lucrului de acolo, tu să faci anxietate. O să-ți explic imediat. Spre exemplu, când cineva îți spune să nu consumi cafea dacă ai anxietate, tu vei învăța automat că dacă vei bea anxietate, dacă vei bea cafea, scuze, vei face anxietate. Normal că dacă vei lua o gură de cafea din cauza acelei asocieri create în mintea ta, vei simți, îți vei declanșa anxietate. Dar nu cafeaua îți produce anxietate, nu sportul, nu sala, nu anumite haine, nu anumite circumstanțe, nu anumite situații, ci asocierea din mintea ta. De aceea, cineva care te învață orice altceva în afară de a-ți reduce gălăgia mentală ca să poți să nu mai ai simptomele de anxietate în corp. Cineva care te învață orice altceva decât să devii clar, să devii vigilent, să devii lucid, să faci diferența dintre gând, care este unica sursă a anxietății tale și realitatea fenomenală care este aici, adică existența în care nu există anxietate. Cineva care te învață orice altceva decât să înveți să trăiești în prezent, pentru că doar aici se trăiește viața, te va condiționa să ai anxietate. De aceea, anxietatea nu este tratată. Spre exemplu, luăm același exemplu. Dacă vei fi învățat, nu ai voie să bei cafea, dacă ai anxietate, și doar când vei vedea cafea, deja vei simți emoția de anxietate. Anxietatea este creată doar de gândirea ta, care îți produce într-adevăr simptomele de anxietate la nivelul corpului, iar gândirea trebuie corectată. Dacă te muți într-un alt oraș, îți vei duce gândirea cu tine. Vei simți și acolo anxietate, e normal. Dacă îți schimbi iubitul, mintea ta rămâne la fel, tu rămâi la fel. Dacă ai un copil, 2, 3, nu o să te tratezi de anxietate, dimpotrivă. O să-i înveți și pe ei același tipar de gândire ca al tău și ei vor avea anxietate la rândul lor. Dacă faci sport, nu tratezi anxietatea, într-adevăr, mai elimini din gălăgia ta mentală, din acea tensiune anxioasă acumulată în tine, dar dacă gândirea nu este corectată, ea se va acumula la loc. Anxietatea se tratează corectându-ți sursa care este tiparul tău de gândire anxios. Nu prin masaje, nu mutându-te într-o altă țară, nu având copii, nu cumpărându-ți haine, nu mâncând ciocolată în continuu, nu făcând sport, nu făcându-ți alți prieteni, nu plecând pe Marte,
Nu izolându-te, nu plecând la o cabană, ci devenind clar, lucid, prezent, și lucrul acesta poți să-l faci când acea gălăgie, acea voce din mintea ta este redusă la tăcere și când faci această diferență dintre tăcere, care este în absența gândului, și bineînțeles gândire, ca mecanism, ca instrument pe care îl poți folosi când vrei și astfel o să-l poți folosi doar când este necesar, bineînțeles. Te salut! Folosește-te de logică ca să poți înțelege anumite lucruri, ca să știi să te îndrepți spre ceva eficient și să înțelegi odată că anxietatea nu este reală. Te salut!